Nichita a fost invitat la sediul Uniunii Scriitorilor, la o întâlnire la care era prezent și un oficial suedez din partea Comisiei de Decernare a Premiului Nobel. Din păcate, se pare că Nichita s-a împiedicat într-o cârciumă și nu a mai ajuns. Astfel, povestea s-a încheiat înainte de a începe. Într-adevăr, el a fost propus la Premiul Nobel pentru Literatură de editorul suedez René Kokelbergs, care la vremea respectivă era soțul Gabrielei Melinescu, cu care Nichita se iubise pasional în tinerețe, dar nu cred că a ajuns să fie nominalizat. Adevărul o să-l aflăm abia în 2030, pentru că listele nominalizaților Nobel se țin la secret timp de 50 de ani.